Un muncitor din Alba Iulie a fost la un pas de tragedie după ce a fost prins sub un mal de pământ. Bărbatul de 48 de ani lucra pe șantier unde se montau conducte de apă când dintr-o dată pământul a luat-o la vale. Victima a fost prinsă la aproape 3 metri sub pământ. A fost mobilizare de forțe în urma incidentului. Mai multe echipaje de salvatori au intervenit la fața locului cu o specială de stingere, alta de descarcilare un container de căutare-salvare și o ambulanță saj. Bărbatul a fost în cele din urmă găsit și recuperat. Acesta a fost scos conștient sub și cooperant, iar medicii l-au transportat de urgență la spital pentru investigații medicale.